Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la Reflector Analitic, ediție specială. Astăzi, atunci când se desfășoară cel de-al doilea tur de scrutin în țara noastră, ne-am propus să discutăm despre corectitudinea alegerilor prezidențiale, despre concluziile la care au ajuns observatorii, despre modul în care și exercită acest drept fundamental concetățenii noștri din diasporă și tot ce ține de acest exercițiu democratic. Această temă vom discuta împreună cu Valentin Beniuc, fost ministru al Educației, rector IRIM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Victor Gaiciuc, ex-ministru apărării. Bună seara și bine ați venit în studioul Accent TV! Bună seara! Domnule Beniuc, de la dumneavoastră vreau să încep. Pe parcursul zilei de astăzi am constatat cel puțin la nivelul atât a declarațiilor observatorilor, cât și a datelor pe care ne le-a oferit CECU, concetățenii noștri s-au mobilizat, un număr mai mare s-au prezentat la vot. Acest fapt ne vorbește despre faptul că nu au rămas indiferenți față de soarta Republicii Moldova sau că s-a lucrat foarte bine, foarte atent în teritoriu și lumea a fost mobilizată. Cum poate fi explicat? Intensitatea activității candidaților nu putem spune că a fost atât de mare în perioada asta de două săptămâni. Mai mult, ei au fost în teren, la întâlniri cu oamenii, cu alegătorii, în primul tur, să-i spunem așa. Acum, comportamentul electoratului reprezintă ceva efectele, să-i spunem așa, ceva din efectele din turul întâi, dându-și seama, cum a spus dumneavoastră, că ori pierdem, ori câștigăm. În sensul ăsta, electoratul s-a mobilizat pentru că este o etapă decisivă. Ori un candidat sau alt candidat. Dar electoratul s-a mobilizat. Diaspora cu 7% mai mult s-a prezentat decât în primul scrutin. Același argument. Deci este momentul decisiv. Ori candidatul nostru, ori celălalt candidat. În sensul ăsta este bine. Ori tradițional în turul 2, alegătorii sunt mai pasivi. Iar câteodată sunt foarte pasivi. Noi am avut în experiența noastră electorală și exemple când îi invitau prin mass media pe alegători, veniți oameni buni, ori noi riscăm ca alegerile să nu fie invalidate. În cazul ăsta este un activism extraordinar. Aș adăuga doar că în opinia mea... Domnule Beniuc, da. Mă scuzați că vă întrerup. Da. Regia ne spune că avem o legătură directă cu Comisia Electorală Centrală care ne oferă primele date raportate la modul în care se desfășoară de fapt alegerile în țara noastră. După aceea revenim în studioul la discuție. Vă rog, regia, să ne facă legătura cu CECU. Atunci, scrutin alegerilor președintelui Republicii Moldova stabilită pentru ziua de astăzi, 13 noiembrie 2016. Până la ora 19... Inclusiv și la acest moment, vedeți pe ecranele din sala de ședință a Comisiei Electorale Centrale, au participat la vot peste 1.542.000 de cetățeni, ceea ce înseamnă că procentul de participare este peste 51%. Comisia Electorală Centrală constată o mobilizare fără precedent a cetățenilor Republicii Moldova, fapt care de fapt se regăsește și este caracteristic nu doar secțiilor de votare peste hotare, dar și aici în țară. Comisia Electorală Centrală, în calitate de autoritate proactivă, neapărat va analiza situația creată pe parcursul zilei de astăzi și vom veni cu propuneri vis-a-vis de ajustarea legislației în vigoare. Totodată, așa cum v-am informat pe parcursul zilei de astăzi, vin cu detalii vis-a-vis de participarea activă a cetățenilor în secțiile de votare. Astfel, raionul unde s-a înregistrat cea mai înaltă prezență la urne este circumscripția electorală Chișinău, unde au participat peste 55% din alegători. Cea mai scăzută participare la vot s-a atestat în raionul Cantemir, unde au participat peste 39%. Localitatea unde au votat cei mai mulți alegători, în continuare este localitatea Pocrovca, din raionul Dondușeni, unde au participat peste 84% de votanți. Iar localitatea unde s-a atestat cea mai pasivă participare este localitatea Caracușenii Vechi, din raionul Briceni. Dacă să vorbim despre
circumscripția electorală a municipiului Chișinău, atunci cei mai activi au fost alegătorii din sectorul Botanica, unde au venit la urnele de vot peste 56%, după care în sectorul Buiucani, unde au votat peste 56%, la fel, sectorul Centru, unde au votat circa 56%, sectorul Ciocana și respectiv sectorul Rușcani cu înregistrarea circa sub 56%. Referitor la situația din secțiile de votare deschise peste hotare, vă aduc la cunoștință că la această oră cea mai înaltă rată de participare se atestă în Republica Italiană, unde au participat la vot peste 43.000 de cetățeni cu drept de vot. După care urmează România, unde au participat 14.331 de cetățeni. În Republica Franceză au venit la urne 9.243 de alegători și respectiv în Federația Rusă au exercitat dreptul la vot 8.332 de cetățeni. Așa cum v-am informat anterior, în secția de votare din Londra, Stratford, s-au terminat buletinele de vot, disponibile puse în tiraj maximal posibil de către codul electoral și funcționarii electorali din această secție de votare, prin comunicare, au întreprins toate acțiunile ca cetățenii care nu au reușit să realizeze dreptul la vot să poată să meargă la cealaltă secție de votare din Londra, unde mai erau disponibile la momentul în care buletinele nu mai erau posibile de votare, să meargă la cealaltă secție. De asemenea, vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că secția de votare din Londra, din Stratford, nu își încheie activitatea, deci așa cum prevede codul electoral, activitatea secției de votare este cuprinsă între orele 7 dimineața până la 21. Funcționarii electorali în prezent își continuă activitatea în vederea de servire a alegătorilor Republicii Moldova, după care, după închidere la 21, se va proceda la procesarea rezultatelor votării. De asemenea, aduc la cunoștința dumneavoastră că și în secția de votare din Cotejenii Mari, Șoldănești, au fost epuizate buletinele de vot și mai sunt câteva secții de votare peste hotare, unde practica... Mulțumim colegilor noștri pentru legătura cu Comisia Electorală Centrală. Acestea au fost informațiile transmise. Revenim în studio la Reflector Analitic, ediție specială. Spuneam că invitații de astăzi sunt Valentin Beniuc și Victor Gaiciuc. Domnule Beniuc, ca să terminăm acel gând pe care l-ați început un pic mai devreme despre modul în care s-a votat. Doar am vrut să adaug că... Exercițiul de alegere a președintelui Republicii Moldova se petrece în primul rând după mulți ani, după cei ani când președintele se alegea în Parlament. În al doilea rând, pare mi că acest exercițiu este de bun augur pentru noi, pentru că noi participăm la un proces foarte interesant. În primul rând, candidații au trecut prin două filtre, ceea ce face ca cel care va fi ales să fie, legitimitatea celui care va fi ales să fie una de mare importanță și de sprijin în activitatea acestuia ca președinte. Domnule Gaiciuc, de la primele ore ale dimineții, atât Asociația Promolex, cât și observatorii mai multor partide politice au constatat mai multe încărcări. Una din cele mai grave rămâne a fi agresarea unui observator, drapelul unei alte țări ancorate la unul din birourile electorale, plasarea publicității în preajma acestor birouri. Spuneți-ne, vă rog, cât de toleranți sunt aceste lucruri? Cum se poate întâmpla? Haideți să începem că drapelul României a fost ancorat la una din secțiile de votare, iar doamna director, pentru că era și o instituție de învățământ acolo, a ridicat nedumerită din umeri și a zis că dintotdeauna a fost acest drapel. Haideți să pornim de la lucrurile astea simple, s-ar părea la prima vedere. Nu, ele nu sunt simple, ele sunt într-adevăr, în viziunea mea, ele sunt foarte grave, mai ales că eu înțeleg de drapelul Uniunii Europene, care tot apare mai des și mai des, asta poate este un lucru normal, însă nu știu, cred eu că Comisia Electorală Centrală va lua măsuri, va întreprinde
diferite protocoale face, dar la general aș spune așa că toate aceste încălcări ele nu vor duce la aceea ca alegerile să nu fie validate, ele nu vor duce la aceea ca să constatăm că poporul moldovenesc și-a făcut alegerea sa. Dar ele desigur nu trebuie să aibă loc și eu consider că cu cât mai des vom avea așa antrenamente democratice prin care întreg poporul își exprimă votul, aceasta va fi. Unica care eu aș spune că și în campanie electorală, mai ales în ultimele aceste două săptămâni, spre regret din partea concurenților electorali, foarte multă agresiune a fost. Nu știu din ce cauză fiecare cetățean consideră dacă el are o viziune, el absolut are dreptate și ceea ce el spune că el îl votează pe cutare, gata. Este adevărul absolut. Absolut. Și celălalt dacă are altă părere, el este numit dușman. Înjosit, dar nu, înjosit, înjurat, handicapat, deci gata, el nu are drept să trăiască pe pământul ăsta. Chiar eu m-am confruntat cu personal cu asemenea situații, fiindcă eu n-am făcut secret din ceea ce eu aș dori eu să fie. Domnule Gaiciuc, eu vreau să vă întreb un lucru. Cum se explică epopeia asta cu buletinele de vot, 6.000 la număr și cu coletele pentru Portugalia? Cum se poate pierde? Este un colet simplu, trimite cineva părinților anumite bunuri, s-ar putea întâmpla să piardă? Nu este hazliu? Este hazliu, dar și totodată și este foarte trist. După cât eu înțeleg, este poșta diplomatică. Cum eu îmi dau seama că a fost ambasador, este o securitate majoră. Deci asta nu este coletul care îl trimiți la microbus, da, în Portugalia. Nu pot îmi explica cum s-a pierdut, unde s-a pierdut, e ceva inexplicabil pentru mine. Și cu aceste, sau mai bine zis, aceste 6.000 de buletine de vot lasă loc pentru tot felul de interpretări raportate la corectitudinea alegerilor. După cât eu am informații, am auzit, Comisia Electorală Centrală spune că aceste 6.000 vor fi pachetul reîntors, va fi reîntors nesigilat, nescoate sigila. Domnule Benec, cum e posibil? În secolul 21. În secolul 21 totul e posibil. Totul e posibil pentru că, de exemplu, alegerile din Statele Unite ale Americii ne spun despre lucruri care sunt practic inedite pentru această țară. Deci, toate revoluțiile colorate, toate primăverile din Orient, ia uitați-vă cum se întorc în Statele Unite ale Americii, ca răbufnire a celor care n-au câștigat prin alegerea candidatului său. Deci, cei care au fost de partea lui Clinton, acum sunt extrem de agresivi, vorbim de agresivitatea electoratului, sunt extrem de agresivi față de cei care au fost de partea lui Trump. Cu toate că, în general, electoratul din Statele Unite ale Americii, ei participă într-un proces continuu electoral, practic. Așa, alegerea președintelui trece prin trei etape. Prima etapă, aceasta este alegerea candidaților, toată țara participă. A doua etapă este alegerea președintelui și a electorilor, pentru că în buletinul de vot, dumneavoastră cred că știți, în buletinul de vot, unele buletine, depinde de stat, este înserat numele candidatului, dar în alte buletine de vot sunt înserați electorii. Deci, se alege președintele împreună cu electorii. Iar peste în a 41-a de zi după etapa a doua, electorii se strâng și decid cine va fi președinte. În istoria Statelor Unite ale Americii nu au fost deviri serioase, cu excepția Abraham Lincoln, de exemplu, dar deviri serioase n-a fost atunci când se difere votul electorilor de votul electoratului. Domnule Beniuc, codul electoral prevede dreptul fiecărui persoane la participare la votare, la urnele de vot. Acum nu am citat din articol, dar asta este ideea. Din informațiile pe care le avem la Moscova, la Londra, dar și în stânga Nistrului nu s-au ajuns buletinii de vot.
Iarăși, de ce se creează aceste situații odată ce anumite partide politice au rugat și chiar au insistat în anumite situații ca să fie suplinite anumite secții de votare în anumite țări? Deci, domnul Gaiciuc, fiind ambasador, el are experiența respectivă și foarte corect a menționat. Deci, buletinul de vot este parte a corespondenței oficiale și extrem de securizate, care aceste colete sunt în mâna curierilor, ceea ce înseamnă se transmite din mână în mână. În acest caz, ori asta este o reorganizare a acestui proces, ceea ce constituie o încălcare flagrantă a codului electoral, și ori aceasta a fost făcut cu bună conștiință, cu toate că, dacă eu știu, în Spania, dacă este vorba de Spania în cazul dat, da? Portugalia, pardon. Da. El este alături, așa că în Portugalia, deci noi nu avem, avem mulți moldoveni, dar nu atât de mulți, de exemplu, cum sunt în Italia. Dacă acest caz s-ar fi produs pentru Italia, atunci noi puteam bănui pe cineva că ar fi un răufăcător. Probabil cu o reorganizare, deduc eu, mă rog. Domnule Gaciuc, de ce avem țări în care nu se ajung aceste buletine de vot? Nu, într-adevăr, este problemă. Problema e în felul următor. Iată, de exemplu, în Belgia, da? Și noi știam că aproximativ în Belgia se află de la 1.000 până la 4.000 de cetățeni moldoveni. Deci, oficial. Pe când Uniunea Europeană le dă posibilitate cetățenilor noștri să migreze dintr-o orice țară în alta, necontrolat, neavând necesitate de viză și mai departe. Și prima, doi, nu toți cei cetățeni care se aflau în Marea Britanie erau înscriși la ambasadă. Și ambasada, spunem așa, estimativ de cifra de posibili alegători, fiindcă asta nu este cum în interiorul țării, unde noi știm câți sunt înscriși, pe listă avem toate. Acolo avem lista deschisă. Și iată, se vede că atât Comisia Electorală Centrală, cât și, cred eu, și Ministerul de Externe, nu până la sfârșit n-au sesizat că va fi așa o mobilizare. Fiindcă ei iau de istoric, cât a fost în 2014, cât a fost în 2009. Evoluția, da? Și cam toată vremea ei știu că, cam de exemplu, în Belgia, 2000 de cetățeni. Și iată, brusc, acum au fost mobilizate. Apropo, vreau să spun că totuși eu consider asta datorită a efortului deosebit a concurenței electorale și a unului și a altuia, care au posibilități să mobilizeze diaspora în Europa. Domnule Gaciuc, concetățenii noștri au cerut până la această oră, cred că am văzut două știri în care au cerut demisia, de fapt, a ministrului de externe și a conducerii CEC. În ce măsură este justificată îngrădirea exercitării acestora la vot? Dacă ne aducem aminte, în România așa și s-a întâmplat când au fost alegerile prezidențiale, Iohannes, atunci pentru români tot nu au ajuns buletine de voturi în toată Europa și, dacă nu mă înșel, ministrul de externe și-a dat demisia ulterior. Adică, într-o oricare măsură, aceste cerințe sunt reale? Într-o oricare măsură, nu, aș spune așa, temei este pentru a fi nemulțumit, fiindcă eu, ca cetățean care când vin la secția de votare, statul e obligat să-mi ofere dreptul ca eu să particip la vot. Deja, pe mine nu m-a interesat cine e vinovatul. Că la Comisia Centrală Electorală, că ambasada din cutare țară, cineva, desigur, a dat greș aici. Domnule Beniu, vă rog. Una din cauze, eu gândesc că este numărul mic de componența ai ambasadelor Moldovei în străinătate, a ambasadelor în genere. Ori în componența lor, în majoritatea lor absolută, în componența lor intră și consulatele. Iar consulatele este de obligație consulatelor ca să aibă grijă să respecte strict dreptul cetățenilor în cazul dat pentru a-și exercita dreptul la vot. În sensul ăsta, posibil că puțini oameni, consulatele care nu sunt instituționalizate în structuri aparte, ele sunt în componențele ambasadelor, dar, mă rog, eu pot să spun că și cred eu că este și slabă organizare a activității între cetățenii Republicii Moldova care sunt peste hotare. Mie îmi spunea un
un tutor al meu, profesorul meu și conducătorul meu la, la lucrarea, la cea de-a doua teză de doctor habilitat, domnul Rusnac, care și-a desfășurat mulți ani activitatea în Italia, el îmi spunea direct așa, totul depinde de activitatea ambasadorului. Dacă el este printre cetățenii țării, se întâlnește, vorbește, discută diferite întrebări, atunci contactul ăsta cu țara este aproape direct și atunci și alegătorii sunt mai activi. Domnule Gaiciuc, domnule Beniuc, luăm o mică pauză publicitară, după aceea revenim la discuție. Un minut mai avem. Polturi minute. Одна минута.
și l-a bătut, nu știe nimeni, da? Prostul l-a bătut. Domnilor invitați, am revenit în studioul la discuția noastră. Vroiam să vă întreb un pic mai devreme, domnule Beniuc, experiența pe care o aveți dumneavoastră și în calitate de ministru al educației, dar și în calitate de rector, vă permite să ne împărtășiți punctul de vedere raportat la acea problemă indiscutabil strângentă pentru societatea noastră, unde ar fi trebuit să voteze tinerii? Unde își fac studiile sau unde își au viza de reședință? Deci, noi avem experiența și, cum spunem noi, la locul de trai, dar și acolo unde își fac studenții respectiv studiile. Problema în ce constă? Prea mult timp noi am speculat pe ceea ce este tineretul Republicii Moldova. Când ne trebuiește tineretul ca să intre în rolul de alegător, atunci tineretul este, cum s-ar spune, în vogă, este acostat de către toți și așa mai departe. Dar cum se liniștesc apele, atunci tineretul oarecum este uitat. 2009 ne demonstrează cu elocință și dacă cineva din politicieni gândesc că 2009 a fost uitat de către tineret, care s-a dezamăgit, fiind super mobilizat, iar apoi uitat, și toate promisiunile care li s-a făcut lor ca la cetățenii Republicii Moldova au fost lăsate într-o parte, se greșesc amarnic. Tineretul nu a uitat și ei transmit din absolvenți în absolvenți chestiunea asta. În sensul ăsta, cei care sunt la conducerea serii, probabil că trebuie să se gândească la ceea ce este student, statutului. Da, dar la acest scrutinii cât de cât s-au mobilizat. Chiar din primele ore ale dimineții, dacă mă înșeală memoria, la ora 11 avem aproximativ 9% de tineri participare. Cât de cât înseamnă că s-a schimbat suflul, s-a schimbat atitudinea raportată la alegeri. Iată, asta am vrut să spun. Dar deci, dreptul cetățeanului, vedeți că trebuie și poate fi realizat inclusiv și peste hotare. Tu fiind cetățeni care merg cu trenurile nopțele, mai multe ceasuri în șir, sutca întreagă. În Norvegia aduceam niște exemplu la radio, eu ascultam în mașină. Domnule, sutca întreagă, a mers ca să-și facă datoria de cetățean a Republicii Moldova. Deci în sensul ăsta, bine, tineretul are el ce are, dar dreptul de cetățean, tineretul, studenții urmează să și-l îndeplinească, mă rog, ca fiind cetățen. Ori acest vot nu-i numai pentru cel care votează, pentru acel tânăr care a pus în urnă buletinul de vot, dar este și pentru țară. Ori aceasta aduce la o mai bună instituționalizare a procesului electoral, când participă toți, mulți. Domnule Gaiciuc, două momente vreau să aflu de la dumneavoastră. Unu, în aceste secții de votare, mă refer la Moscova, Londra și așa mai departe, li s-a recomandat să meargă la alte secții din apropiere. Asta ar însemna, cu ceea ce spunea domnul Beniuc, ore bune de mers și pentru a-ți exercita acest drept. Ce ar trebui să întreprindă în parametrii legale acești tineri, în mod special, dar și ceilalți concetățeni ai noștri? Și tot aici, cel de-al doilea aspect pe care vreau să-l discutăm împreună, este aportul acestor persoane care au mers la vot și dacă se pot adeveri unele temeri, unele discuții chiar lansate pe parcursul zilei de astăzi, că se pregătesc anumite proteste raportate la unele instituții ale statului. Haideți să le luăm de la un capăt. Multe întrebări, dar data asta ați început, dar eu sunt absolut de acord cu domnul profesor, fiindcă într-adevăr este imposibil totuși deplasarea, dar spune așa, crearea condițiilor confortabile ca fiecare să aibă secția lui de votare lângă casa lui, tot, deci noi tot trebuie să înțelegem și posibilitățile statului. Deci Republica Moldova nu are așa un buget ca să poată deschide aceste secții de votare în fiecare raion, de exemplu, peste hotare. Dar totodată, eu cred că după aceste alegeri vor modela, vor estima unde și în ce localități preponderent se află. Iacă, de exemplu, tot Moldova, cred că știi că în Padova, jumătate de Padova, cred că eu știu moldovinesc acolo, da, orașul. Deci, și era și cunoscut mai înainte. Eu cred că, eu înțeleg în felul următor situația, că dintr-un punct de vedere legislația nu permite să aibă un număr mai mare decât stabilit de buletine la o secție de votare. Așa am înțeles eu din discursul președintelui. Și cred, și ea deja a spus că pe viitor se va
se vor înainta propuneri de a schimba această normă, sau a doilea cale este de a deschide mai multe secții de votare, dar pentru a deschide mai multe secții de votare trebuiesc oameni, trebuiesc surse, surse financiare. Indiferent deci, cine va fi câștigătorul acestui scrutin, există premize reale ca să se iasă în stradă la proteste? Eu consider că nu există și consider că nu trebuie această ură noi să o promovăm și mai departe. Și poziția mea fermă, indiferent de cine eu am, pe cine eu am votat, eu trebuie să primesc acel rezultat, fiindcă nu înseamnă că dacă eu am votat pe cutare, înseamnă că eu sunt Dumnezeu și numai așa. Eu personal o să mă conformez cu decizia majorității care trăiește cetățenii Republicii Moldova. Și eu pe toți îi îndemn ca noi să, dacă avem obiecții careva, sunt Comisia Electorală Centrală, este judecată în orice caz, toate problemele se rezolve în judecată, cum în statele europene. Da? Eu nu dau seama că cineva nu-i va plăcea această decizie populației, dar nu trebuie noi să, în primul rând, să-i numim pe cei, fiindcă 1.500.000, da? Nu cred eu încă în două ori vreo fiindcă vreo 200.000, 1.700.000, împărțim la 2, deci undeva vor fi câte 800 la 800, așa e. Și nu poate să fie 800.000 să-i numim noi, nu știu cum, cu cuvinte. Fiecare sunt cetățeni, fiecare au dreptate în felul lui. Ei fiecare se gândesc, eu sunt ferm convins, ei toți, și unii și alții se gândesc pentru binele țării. Toți noi vrem să trăim mai bine. Cine va câștiga înseamnă că noi ne mobilizăm, ne conformăm situației și în timp de 4 ani, dar chiar și nu 4 ani, 2 ani de zile și vom avea iar alegeri, unde iarăși vom avea posibilitate să ne expunem părerea noastră. Am greșit sau n-am greșit? Să verificăm în acești 2 ani de zile, până în 18, o să avem alegeri parlamentare. Convingerile da. Noastre. Și convingerile noastre. O să vedem, am greșit noi alegând pe cutare președinte sau nu? Eu nu văd probleme, de aceea nu văd premize pentru... Domnule Beniuc, la Stepsoci primarul a agresat fizic un observator. Un primar într-o localitate este Dumnezeu? Poate e metaforic, primarul, zis, poate e dur. Primarul de mult zis Dumnezeu pe pământ. La Stepsoci, care e asta? Primarul Urhei, care a stâns lumina pe strada unde trăie doamna care l-a pus la punct pe domnul Marian Lupu. Ăsta poate să-și permite. Dar dacă îmi permiteți, să revin la întrebarea precedentă, pare mi că e interesant ca să accentuez chestiunea asta. Deci, nimeni nu ies în stradă fără ca să fie mobilizat sau instigat chiar la asemenea mișcare. Și eventuale care se vor gândi să iasă în stradă, ei evident vor fi instigați de cei care au pierdut în aceste alegeri. Dar dumnealor, cei lideri care vor încerca să-i instige pe cei oameni care să iasă în stradă, trebuie să se gândească. În primul rând, vorbeam chiar la începutul emisiunii, legitimitatea celui ales în calitate de președinte este net serioasă în comparație dacă ar fi fost hotărât problema într-un singur tur. Deci asta e una la mână. Doi, mai ales tineretul, trebuie să cunoască că orice proces electoral este ceva asemănător cu o mică, micuță revoluție. Deci ce facem noi ca atare? Noi nu luăm arma în mâini ca să schimbăm direcția mișcării țării. Noi luăm buletinul în mâini și prin vot noi schimbăm direcția dezvoltării țării. Deci asta ar fi, în sensul ăsta, ar fi o mică revoluție pe care noi o facem prin alegerea respectivului candidat sau respectivului component al Parlamentului și prin asta noi facem această revoluție. Nu este democrație, exclude ieșirea în stradă, ieșirea violentă în stradă. Asta ține de ceea ce numim noi deci lovitură de stat, lovitură de guvern și așa mai departe, ceea ce nu este frumos pentru o țară europeană.
Eu vreau să revenim un pic la încălcările sesizate atât de Promolex cât și de Observatorul Partidelor și să vorbim și despre, insist, asupra agresării unui observator de acest primar, dar și celelalte încălcări, printre care și pe parcursul zilei CECU a raportat că în mai multe localitate au fost organizate mijloace de transport care au adus la secțiile de votare. Deci, cum se explică aceste lucruri? Noi vorbeam despre primari. Într-adevăr, uitați-vă, eu gândesc unele așa. Unele din ele chiar aveau anumite semne distinctive. Cu cine primarul comunică în primul rând? În primul rând comunic cu cei care constituie structura activă a comunie, a satului sau a satelor. Deci cine sunt? Intelectualitatea, medici, învățători și așa mai departe. El comunică cu ei. Este foarte greu de comunicat cu întreg electoratul satului, cu toți oamenii. Este foarte greu. Dar ăștia care sunt mai aproape, cu astea și se comunică. Și atunci tonul se dă de acolo de sus. Pentru învățători, medici, pentru cine votează. Și, cum s-ar spune, semnalul ăsta se coboară până la ultimul din marginea satului cetățean. În sensul ăsta, primarii de multe ori se găsesc în gândul, cum spun eu, cum fac eu, așa și va fi. Numai că nu este așa, pentru că primarul trebuie să fie exemplu comportamentului civilizat, a unei corectitudini politice și așa mai departe. În caz contrar, el va avea dezordine în sat. Domnule Gaiciuc, vă rog să vă pronunțați și dumneavoastră la acest aspect, dar eu vroiam să vă mai întreb încă un lucru. Urmează ca Comisia Electorală Centrală să examineze de fapt toate aceste plângeri și în dependență de anumite acțiuni sau inacțiuni să se ia și anumite decizii. Deci am impresia că uneori se limitează doar la nivel de declarații. De ce se creează aceste impresii? Nu, eu cred că în cazul dat va fi poate și intentat și dosar penal dacă a fost agresat. Asta știți, de la bun început am spus că spre regret în ultimele două săptămâni s-a observat o ură, mai ales în sistemele de socializare, se numesc unii pe alții foarte urât, se înjosesc. Se înjură. Da. Și iată, această, spunem așa, tensiune, iată, a explodat într-un singur loc. Eu consider că nu are dreptul primarul. Da, el... Domnule Gaiciuc, putem vorbi de o lipsă de cultură politică a concetățenilor noștri? Desigur, putem să vorbim despre asta. Și iată, divizarea asta în două tabere, vrând nevrând, dacă ați observat, în primul tur nu a fost așa o așa agresiune și nu a fost așa tensiune. Și chiar încălcări au fost mai puține. Fiindcă eram divizați mai mulți candidați erau, nimeni nu spunea, nimeni nu impunea aluia și gata. Iată, când au devenit doi, aceasta s-a catalizat așa în două tabere care nu se suportă. În două tabere care sunt gata spre regret, iată și a adus la acest caz când primarul și-a permis. Eu sunt ferm convins că și observatorul în cauză, cred că nu pur și simplu așa, s-au ciocnit, au avut ceva. Dar asta un incident. Asta este inadmisibil și cred eu că Comisia Electorală Centrală obligatoriu va lua careva măsuri concrete. Domnule Beniuc, după 20 de ani, poporul își alege direct președintele. Această campanie prezidențială diferă prin esența ei, alegem un președinte. Dar vreau să ne referim la esența unor campanii electorale sub aspectul colaborării mesajelor politice. Aceasta a fost mai agresivă ca și celelalte? Pentru mine, eu v-am spus de la început, a fost o campanie interesantă, cu toate componentele agresive care noi le-am încercat să le identificăm. Notat aici, da, în emisiune. A fost o campanie electorală. Poate că de mult ne-am ales în mod direct președintele. Este necesar și era necesar de mult ca președintele Republicii Moldova să fie ales de către noi cetățeni. Ori, așa ne este deprinderea, cutuma, așa ne este comportamentul nostru lăuntric și cel exteriorizat, de a apela la cineva concret, ori în gând, ori la direct chiar. În sensul ăsta, bine că s-a ales președintele. Da, s-a produs niște discuții nu atât de
corecte, să-i spunem așa, între candidați în genere. Au fost candidați care vorbeau direct, nestingherit, despre lichidarea statului Republica Moldova, despre lichidarea statului meu. Anticipați, de fapt, o întrebare pe care vreau să o adresez și domnului Gaiciuc. Domnul Gaiciuc, această campanie electorală înseamnă un nou vector politic extern pentru Republica Moldova? Est, vest? Spre regret, sau spunem așa, o bună parte din populație așa o primesc. Eu, de exemplu, aș fi mai atent. Și eu îmi dau seama că președintele țării, el nu poate, chiar să presupunem că unul din candidați câștigă, el la două zi nu o să schimbe acest vector. Dar nu știu dacă am dreptul să spun, dar nu o să mă refer la familie, la partide, dar spun așa, dar întărirea relațiilor cu Estul, permisiunea, deschiderea pieței va contribui la bunăstarea populației. Prima la mână, două. Nu va schimba vectorul, nimeni nu va schimba, nici unul, nici altul. Dacă chiar mâine cine nu va fi ales, vectorul de integrare europeană nu va fi schimbat. Poate să fie revizuit acordul, eu asta admit, ca să noi să ne simțim confort și în relațiile cu Ucraina și Federația Rusă și în relații cu Uniunea Europeană. Eu asta înțeleg. S-au purta discuții. Președintele poate aceasta să facă aceste încercări atât la Bruxelles cât și la Moscova. Fiindcă este două puncte unde trebuie de făcut o conexiune și atunci ca noi să avem piață deschisă atâta posibilități cât în est cât și în vest. Eu văd asta numai creșterea bunăstării Republicii Moldova, asta e statutul de neutralitate, climat investițional, adică ca să fie mai bine, asta eu văd. Dar eu tot nu văd schimbarea vectorului brusc. Domnule Beniuc, în această campanie electorală au fost realizate mai multe sondaje de opinie raportate la credibilitate și așa mai departe. Eu vreau să discutăm în minutele ce urmează un aspect foarte interesant. Răspunsul la o întrebare respectiv, cum ar fi trebuit să arate viitorul președinte sau ce calități, mulți dintre moldovenii noștri au făcut referință la Țepeș și Ștefan cel Mare. Din punct de vedere științific, cum se explică acest lucru și dacă evident, unul din cei doi candidați va deveni președinte a Republicii Moldova. Corespund acestor necesități ale concetățenilor noștri? Noi, de ceea ce vorbeam anterior, deci da. Noi avem o cutumă, niște convenționalități care ne face pe noi să dorim ceva ce se numește mânătare. Ei, cu Ștefan și cu Țepi, și aici e o leacă mai complicat, chiar și din punct de vedere științific. Dar că nouă ne trebuiește un președinte care în primul rând, are mesajul lui. Are un mesaj. Noi am avut președinte care nu numai că nu avea mesaj, dar ăsta în genere nu spunea nimic. Are mesajul lui. Spunea că ar fi fost cauza să avem ceva, dar nu știu care e acel ceva. Da, 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 așa. Un fel de Teddy Cormier, cum spune Ion Creangă. Dar nouă ne trebuiește, deci un președinte care are un mesaj bine structurat și pe înțelesul nostru, al tuturor, al celor care l-am ales. În primul rând. În al doilea rând, eu mi-aș dori ca președintele nostru să fie un președinte pro-Moldova, dacă vreți introvert. Deci adresat către Moldova, către cetățenii Republicii Moldova, către noi. Pentru nevoile noastre, pentru problemele noastre, pentru problemele țării și așa mai departe. În sensul ăsta, el își creează platforma aceasta pro-Moldova, pro-statală, din care se deschide orizonturile spre Rusia, dacă este necesar, spre Uniunea Europeană, dacă este necesar. Lucrurile care s-au petrecut inclusiv și cu Uniunea Europeană, vorbeam de acest acord cu Uniunea Europeană, deci noi l-am făcut din perspectiva că este bine, este la modă, este așa se cere ca noi semnăm acest acord. Țineți minte că se discuta, domnule, nici nu l-as citit cel puțin, pentru că el este foarte voluminos, ca să găsești acolo cele ascunse care pe urmă s-au elucidat, că sunt. Noi avem foarte mari decadențe în comparație cu acordul asimetric de liber schimb. Acum noi avem cotele respective și suntem oarecum strânși atât în cerințele cu privire la calitate, cât și cu privire la cote. În sensul ăsta, este simplu de tot. Electoratul, și în sensul ăsta, nouă ni s-a spus.
că electoratul trebuie să știe, pentru a avea economie, noi trebuie să-și produc producere, noi trebuie să avem piață. Piața este, vrem noi sau nu vrem, dar grosomodo este în Est. În Bielorusia, în Rusia, dacă vreți în Kazahstan, dar în special în Rusia. Și atunci avem producție, avem piață de desfacere, avem venit, avem reinvestiții, avem în buget, treburile se pornesc. Altfel nu se va produce nimic. Iată ce vreau eu de la președintele care va fi. El trebuie să mă asigur pe mine că eu pot produce, pot realiza, pot avea venituri, investi și prolifera afacerea mea. Și bugetul atunci va fi cu beneficiu. Domnule Gaiciuc, în politică și nemijlocit în campania electorală, se pot întâmpla lucruri din pură coincidență? Când zic lucrul ăsta, mă refer la semnarea acordului sau mai bine zis reluarea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Nu, aș spune, în viziunea mea, eu cred că acesta eu, într-adevăr, nu că e o coincidență, dar cineva a încercat să obțină dividende politice? Desigur că a încercat, dar totodată aș spune așa că negocierile cu Fondul Monetar Internațional mergeau pe linia sa și alegerile președintelui pe linia sa și pur și simplu au coincis aceste decizii, însă nu aș spune că la direct au fost făcute pentru alegerile prezidențiale ca să-l promoveze pe unul din candidați, fiindcă după cât eu țin minte și unul și altul negativ, adică spuneau că nu ne dați bani până că nu trebuie să ne dați bani până nu schimbăm guvernarea dată și așa mai departe. Eu mi-aduc aminte de așa declarații a candidaților. De aceea nu văd conexiunea între aceste două evenimente. Spuneți-mi, rog, Republica Moldova la ora actuală își poate asigura de sine stătător integritatea, statalitatea? Pentru că toți au vorbit de o parte, anumiți candidați electorali vorbeau de tancuri care vin, ne cotropesc, ne fac colonii, nu știu mai ce. Mulțumesc pentru întrebare. Știți, eu la o conferință am adus câteva exemple și sunt încă o dată gata să spun că chiar și având o armată foarte mică, cum este Armata Națională Republicii Moldova, noi suntem în stare să ne apărăm patria de orice altă armată, cât de numeroasă n-ar fi ea. Și eu am enumerat țările care au opus rezistență, cum este Afganistanul, cum este Vietnamul, care au luptat cu Vietnamul având o armată foarte mică în comparație cu armata Statelor Unite. M-am referit la Palestina. Nu, am avut de atenția să spun și de Donbass. Însă eu am avut în vedere că o grupă de oameni, cum ar fi Armata Națională a Republicii Moldova, chiar de 6.500 care suntem noi, noi putem să punem rezistență, noi putem să ne apărăm patria, statalitatea, suveranitatea, chiar cu orice armată, decât ea de numerică nu va fi. Iată ideea mea. De-a Dumnezeu să ajungem la chestiunea asta. De atâta ne trebuie un președinte care va fi pentru Republica Moldova, pentru neutralitate. Și eu sunt ferm convins că chiar și efectivul actual al Armatei Naționale poate face oricărui pericol. Da, domnule Beniuc, spuneți. Președintele respectiv care va fi ales să pledeze pentru neutralitatea Republicii Moldova, despre care se vorbește foarte mult. Este consemnat și în Constituție, dar, cu părere de rău, neutralitatea, nu știu, probabil că până în prezent nu s-a conștientizat acest lucru. Neutralitatea este o instituție. Neutralitatea este un instrument pe care dacă știi cum să-l folosești și să-l pui la punct, atunci ai dividende serioase. Nu doar vorbăraie că noi suntem neutri și... Aici eu și vroiam să ajung. Ce trebuie să întreprindă viitorul președinte pentru a crește credibilitatea instituției prezidențiale? Pentru că în ultimul timp, iau în ghilimele de rigoare, a fost profanată această instituție. A fost profanată, într-adevăr. În primul rând, președintele trebuie să lichideze ruptura dintre politicile diferitor structuri. Parlament, guvern, el trebuie să contribuie la aceasta. Parlament, guvern, președinție. În special în politica externă, președintele trebuie să fie factorul de decizie primordial în acest lanț. Deci, în ceea ce privește politica externă, pentru că ce se petrece la noi?
La noi, de multe ori, se ajunge la aceea că doar Ministerul de Externe este responsabil, este responsabil de tot ce se petrece. Și până la urmă nu răspunde de nimic, pentru că nu este corect așa. Este capul țării care reprezintă țara peste hotare, el încheie acorduri, el pune semnătura. Deci el și trebuie să dea tonul în politica externă. Și inclusiv și cu problema neutralității. Da, dar în același timp nu trebuie poate să alimentăm un mit, că iată de, nu luni, dar de marți dimineață vom trăi de 10 ori mai bine, că avem un nou președinte care ar fi... Domnul Gaciu, dacă în 2017, adică eu îmi dau seama că în luna decembrie până ales, inaugurat, dacă în 2017 situația nu se va schimba, acest președinte în 2018 va pierde alegerile parlamentare și va deveni a doilea președinte ca Timofte, adică nu va rezolva nimic. De aceea eu sunt ferm convins că președintele Republicii Moldova care va fi ales va conlucra. Sau va impune acest guvern și acest parlament, sau împreună, sau va cere de la dânșa să lucreze foarte bine, să lucreze în beneficiul poporului. Și dacă nu, el atunci va putea ieși la electoratul său, care va fi numai puțin de 800.000 de oameni, spune, eu am propus, eu dau soluții pentru guvern, pentru parlament, ei nu le îndeplinesc. Și atunci, desigur... Dar de ce ultimul an, în mod special, s-a rupt această legătură, această colaborare cu societatea civilă? Domn Benincu foarte bine spunea despre instituțiile statului, cele trei, care prin lege ar trebui să existe o colaborare eficientă. Societatea civilă a fost ignorată deseori. Eu, de exemplu, nu mi-aduc aminte unde președintele țării a fost în 4 ani de zile, în ce raion a fost și unde a fost în vizită. Păi de asta și încerc să... Pe când acum unul din candidații m-a auzit concret că în fiecare lună va vizita un raion de Republica Moldova. Deci nu va pierde acea legătură cu poporul, cu oamenii, cu, de la sate, din raioane, din municipii. Deci va vedea cu ce trăiește, ce poate să facă, unde poate... Deci, știți, aici sunt două extreme, că președintele nu poate nimic și a doua poate tot. Foarte mult. Este undeva la mijloc. El poate da indicații, el poate cere de la orice minister, el poate cere de la guvern, el poate cere chiar și la parlament, el poate ieși cu inițiative de legislație, el poate foarte, dacă este un băiat tânăr, puternic, cum spune așa, capabil, el poate multe să facă în țara asta. Domnule Beniuc, 30 secunde. Da. Avem. Spuneți-ne, vă rog, viitorul președinte sau în general un președinte de țară trebuie să afle cât costă, nu știu ce doriți, pâinea de la consilieri sau de la societatea civilă, ceea ce întrebam pe domnul ministru Gaiciuc? Viitorul președinte, a doua zi după ce va fi ales, trebuie să convoace Consiliul de Securitate și să spună problema eficientizării acestei structuri care este lăsată de izbele. Știi, ea s-a transformat într-un pur și simplu dezbatere. În sensul ăsta, el va lua în considerat și prețul la pâine, și prețul la carne, și prețul în piață, și așa mai departe. Ori, situația care s-a creat acum în societate cu sărăcia asta este o chestiune de securitate a statului. Domnule Gaiciuc, domnule Benic, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și în același timp vreau să obțin promisiunea că ne mai onorați prezența și la alte ediții. Stimați telespectatori, atât am reușit în Reflector Analitic ediție specială. Rămâneți cu Accent TV pentru că mai târziu se conectează și colegii noștri de la Departamentul Știri, iar apoi o analiză va face și doamna Belcincova. Deja după ce se închid secțiile de votare. Eu vă îndemn, rămâneți cu ochii pe noi. O seară bună!